Bun găsit, dragii mei, să fie o zi magică. Astăzi, 30 iunie, ultima zi a lunii. Ne pregătim pentru luna iulie. Aveți și clipul pentru iulie. Haideți să vedem. Aveți și carduri magice. Mesajul acestei zile. Orice se întâmplă în exterior e doar o oglindă a gândirii mele limitate. Am încredere în inteligența din mine. Este foarte important să înțelegem că gândurile noastre ne creează realitatea. Ce se întâmplă în interior se reflectă și în exterior. Orice se întâmplă în exterior e doar o oglindă a gândirii mele limitative și invers. Da, foarte bun mesaj, sper să ținem cont cu el, de el cu toții. Mulțumesc că sunteți aici alături. Apăsați abonează-te, butonul subscribe, like, share, subscribe. Vă aștept și la cabinet pentru consultații. Vă aștept să-mi scrieți. Sper să vă fie de folos toate aceste clipuri și haideți să vedem cum se aliniază la nivel general, pentru că este un horoscop general, toate steluțele noastre norocoase. Și începem desigur cu berbecul, care astăzi are nevoie să-și amintească de unde a plecat, unde vrea să meargă și să nu se lase cumva tărât într-o energie negativă. Câinii latră, ursul merge. Vedeți-vă de treaba voastră, nu vă pierdeți timpul cu oamenii răi, cu oamenii care nu au altceva de făcut decât să comenteze la ceea ce faceți voi. Astăzi este important să vă urmați voi calea fără să ascultați nicio secundă la ceea ce spun cei din jurul vostru. Așa că vedeți-vă de drum și puneți-vă la treabă pentru că aveți foarte multe de făcut. Taur. În această zi este important să vă redirecționați energia către alte lucruri, nu către ceea ce ați început cumva. Lăsați-le un pic pe pauză, lăsați lucrurile așa cum sunt, pentru că nu toți înțeleg că este momentul pentru schimbare. Până se decid ei că da, este momentul schimbării și sunt acolo să vă ajute, poate să mai treacă un pic de timp. Concentrați-vă între timp pe alte lucruri până când ceilalți se decid și ei să vă urmeze. Sunt o felul de etape pentru a ajunge la succes, aveți încredere și cumva nu vă mai frustrați dacă ceilalți vă trag în jos. Eliberați calea. Gemeni. Astăzi puteți să vă gândiți la o colaborare financiară și totodată să vă gândiți la anumite investiții pe care să le faceți. Unele sunt solide, altele mai puțin. Este important să vă bazați mai mult pe inteligența voastră și pe experiența pe care o aveți până acum și desigur și pe intuiție. Este desigur important să luați în vedere și părerea partenerului, pentru că aș spune că nu este tot timpul de acord și poate că ar trebui să-i câștigați susținerea înainte de a face orice. Rac. Racii au parte de mulțime de situații, unele mai bune, altele mai puțin. Voi vă angajați în tot felul de situații, cumva vă asumați angajamente pe care nu ar trebui să vi le asumați, care nu țin de voi, dar totuși hai lasă că mă sacrific eu. Nu este cazul să vă sacrificați mai mult decât ați făcut-o deja. Acordați prioritate familiei voastre, acordați prioritate jobului vostru și ceea ce aveți voi de făcut. Ceilalți pot profita de bunătatea voastră, așa că mare atenție. Prioritizați-vă, da, prioritizați-vă nevoile, puneți-vă pe voi pe primul loc. Leu. Pentru lei apare o schimbare, care trebuia făcută de mult, pe care ați tot amânat-o. Această schimbare poate să aibă legătură și cu slujba și cu munca, dar și cu viața intimă. Acolo sunt niște schimbări pe care voi le-ați tot amânat, da? Iată că nu se mai poate. Este important să reflectați un pic asupra relației pe care o aveți cu cunoștințele voastre, pentru că sunt ceva încurcături care vor ieși la suprafață. Nu o să vă cadă foarte bine ceea ce va ieși la suprafață. Fecioară. Fecioara are parte astăzi de multe conversații. Conversații care sunt bune pe de-o parte, dar în același timp vă și agite, pentru că nu puteți să dețineți controlul. Poate că nici n-ar trebui să încercați să dețineți controlul. Nu putem să controlăm pe nimeni, nu putem să schimbăm pe nimeni. Sunt persoane care înseamnă foarte mult pentru voi și fix acele persoane sunt la un pas de a vă înșela, de a vă trăda, de a vă scoate din zona de confort. Poate că ar fi bine să învățați să n-aveți așteptări. Balanța. Astăzi
aveți niște discuții cu familia, sunt anumite răni pe acolo care poate că au fost ascunse, poate că nu au fost vindecate la timp, ale voastre sau ale celorlalți, și aceste răni își găsesc de treabă chiar astăzi. Nerăbdarea nu ajută și poate că ar fi bine să ascultați și părerea celorlalți. Poate că tot astăzi veți face și anumite schimbări în atitudinea voastră. Gândurile pozitive vor atrage o viață pozitivă. Fiți optimiști pe partea financiară pentru că apar posibilități multiple și foarte bune. Scorpion. Scorpionii au mai multe idei și nu știu pe care să o pună în aplicare și nici nu prea doriți să cereți sfaturi pentru că vă gândiți dacă o să-mi fură ideea. Păi cam aveți dreptate, pentru că dacă sunt idei bune, e de ajuns să le scoateți pe gură și alții să le facă până terminați voi ideea de spus și de povestit, altul deja să o pună în aplicare. Acum te gândești dacă și tu ai furat vreodată vreo idee și dacă și tu te-ai inspirat poate mai mult decât a fost cazul. Dacă știi că s-a întâmplat așa, mai bine ține-le pentru tine, pentru că vei avea parte de o surpriză karmică să ți se fure ideea. Ceva discuții destul de puternice și nu neapărat pozitive puteți să aveți și în viața de cuplu. Săgetător. Săgetătorii au astăzi abilitatea de a face bani și de a găsi stabilitate la locul de muncă. Cum faceți, cum nu faceți, reușiți voi să aveți stabilitate și cumva să uniți toată echipa, să lucrați împreună și să aveți niște rezultate foarte bune. Voi recunoașteți valoarea anumitor lucruri și știți când ceva e valoros și când ceva poate să-ți aducă și mai mult și mai mult și mai mult și veți plusa în acea direcție. Nu uitați să petreceți puțin timp și cu familia, pentru că altfel pot apărea reproșuri. Capricorn. Aveți foarte multă energie voi astăzi pentru a termina și a termina la timp toate treburile și pentru a vă găsi acolo puțin timp și pentru casă, familie, gospodărie sau alte business-uri pe care voi doriți să le puneți la punct. Nu vă mai criticați, dați-vă timp. Dacă te critici, nu o să se facă treaba mai repede. Dimpotrivă, ai nevoie de minte clară, limpede, pentru a face toate planurile și dacă ceva este pentru tine, să știi că va fi. Nu e vorba că te mulțumești cu puțin, însă și dacă pui presiune pe tine, nu o să faci lucrurile mai repede. Oricum rezolvați foarte multe astăzi. Vărsător. Nativii vărsător își vor lua și ei ceva angajamente. Astăzi vor investi în anumite lucruri care să le aducă vindecare. Cei care aveți nevoie, poate chiar să mergeți la o terapie cu partenerul, de ce nu? Există posibilitatea aceasta, mai ales că există dorința asta să cheltuiți niște bani pentru vindecare, pentru echilibrare, pentru a înțelege ce se întâmplă cu voi, care e direcția, cum puteți voi să creșteți și să evoluați. Ce vă recomand astăzi? Să vă ascultați intuiția. Intuiția nu o să vă mintă niciodată. Pești. Aveți putere astăzi de a depăși anumite temeri, anumite frici, poate că pentru o perioadă scurtă, dar nici nu contează. Important este că vă demonstrați că se poate și dacă poți odată, vei putea de mai multe ori. Astăzi vă petreceți destul de mult timp pe rețelele de socializare, vă petreceți destul de mult timp ignorând păreri negative, iar faptul că reușiți să faceți asta este foarte bine, că ignorați părerile, că stați prea mult pe Facebook, TikTok sau alte nebunii, asta voi știți cel mai bine ce e bine pentru voi, însă să fie totul cu măsură. Poate că aveți nevoie să fugiți un pic de realitate, dar nu mai bine fugiți de realitate citind ceva, poate citiți o carte care să vă ajute. V-am mai recomandat așa pe Instagram sau pe Facebook, da, pe Instagram, în Insta Story-uri, v-am tot recomandat cărți pe care le puteți citi, cărți care să vă ajute. Oricum, a spune astăzi că vor fi foarte multe revelații, conștientizări și sunt și, este și puterea asta, că dacă reușești odată, îți dai seama că poți să te reinventezi total, adică poți să faci din asta un prim pas și când există precedent, după altfel stau lucrurile. Dragii mei, să aveți o zi magică!